ziua. Ne aflăm la începutul unui an care se anunță a fi unul cel puțin interesant. Vom avea două serii de alegeri, alegeri europarlamentare și prezidențiale. Voi dezbate aceste subiecte plus altele alături de invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor, președintele Pro-România, domnul Victor Ponta. Bună ziua, domnule Ponta, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, la mulți ani în primul rând și pentru nou la an și pentru Ioane și Ioni. Și să aveți la PS News un an foarte bun. 2019 e un an dificil pentru toată lumea, dar știți cum, din mari riscuri apar și marile oportunități. Să trecem la subiecte. După cum spuneam și la începutul discuției, 2019 se anunță a fi un an cel puțin interesant. Cum se pregătește Pro-România pentru cele două mari evenimente pe care le-am precizat? Dacă toți suntem un partid mic și nou, așa, și dinamic, de pe 3 ianuarie, când restul politicienilor erau încă cu sarmale, cu mâncarea, nu știu, domnul Dragnea se pregătea să plece prin Maldive, noi am luat-o prin țară, pentru că, într-adevăr, România încă nu e suficient de cunoscut ca și partid. Eu sunt cunoscut, sau Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu, dar ce vrea să facă partidul, iarăși nu e cunoscut, plus că strângem lângă noi diversi oameni. Și am luat-o din zona de vest, am fost în Caraș și în Timiș, săptămâna aceasta mergem în Muntenia, după aceea Ardeal. Ideea următoarea, oamenii sunt extrem de derutați de ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic. Noi credem că nu interesează, dar interesează foarte tare. Există o mare teamă legată de viitorul economic al României și social, și aici poate avem ocazia să vorbim. Vedeți, oamenii sunt mult mai deștepți decât îi cred Dragnea. Cum poți să spui că totul merge bine, dar tu nu ai buget? Cum poți să spui că ai bani suficienți, dar între Crăciun și Anul Nou pui taxe? Cum poți să spui că totul e foarte bine, dar ai înghețat pensiile și salariile? Nici măcar nu le-ai indexat cu rata inflației. Cum poți să spui că n-ai nevoie de bani europeni, când 2018 a fost anul cu cele mai puține investiții în România de după marea criză? Și atunci, sigur, e o mare neliniște. Nu există... Domnul Iohannis e sprijinit ca să n-ajungă Dragnea. Nu e neapărat pentru acțiunile lui sau ceea ce nu face. Nu, pentru că este dorit neapărat. Păi, sincer, nu face foarte mare lucru. Nu e o persoană care să... un lider politic. Dar... lumea zice, dom'le, decât să ajungă Dragnea, mai bine să fie Iohannis. Mesajele economice sunt foarte proaste și mințile luminate și raționale nu sunt ascultate. Vă dau un singur exemplu și cu asta închei. Eu, să știți, consider în continuare că din 89 încoace, cel mai bun ministru de finanțe, sau nu știu, social-democrat cel puțin, pe care l-am avut, a fost Florin Georgescu. Eu de la Florin Georgescu am învățat foarte mult. Și când am, în primul an ca prim-ministru, faptul că a fost lângă mine ca ministru de finanțe ne-a scos din perioada aia de criză, FMI, era o nebunie. Când Florin Georgescu, social-democrat, socialist, mai de 10 ori mai social-democrat decât mine, vine și spune, domne, măsurile astea pe care le-a luat guvernul creează niște probleme. Și PSD-ul, în loc să zică, a zis Florin Georgescu, n-a zis vreunul de dreapta, vreun dușman de al nostru. Ia să ne gândim un pic totuși, poate ne-am grăbit, poate putem să reparăm cea. Nu e adevărat, e totul foarte bine. Toți suntem securiști, toți suntem vânduți lui Soros. Când nu mai asculți deloc, când ai impresia că le știi pe toate, aici Todorovici e campion mondial, l-a știut tot și ne știu nimic bine, când nu mai ai capacitatea să mai dialoghezi, când dacă cineva de la presă te critică, înseamnă că sigur e vândut, e securist, e statul paralel. Astea toate sunt semnele unei crize pe care nu o oprește nimeni. Acum revenim la Pro-România. Câte filiale sunt acum în țară? Practic avem în fiecare județ, dar în același timp nu vreau să spun că suntem structurați așa cum am învățat noi la PSD. Sunt județe unde sunt oameni care au mai făcut politică și care știu ce înseamnă partea de organizare. Sunt județe cu oameni noi care nu au mai făcut politică și care au mult mai multă dorință și bună credință, dar n-au experiența necesară. E mult de muncă. Oricum, un partid nou în România pornește cu dezavantaje foarte mari. Haideți să ne uităm în primul rând.
PSD-ul primește de la bugetul de stat 100 de milioane de lei. N-ai nevoie de 100 de milioane. Am fost șef la PSD 5 ani, vă spun sigur că nu-ți trebuie atâția bani. Da, da, cum fai cu un partid nou, avem 15 deputați, normal avem dreptul la grup parlamentar și nu ne răspunde domnul Dragnea la solicitare. Nu ne răspunde, nu că ne respinge. Nu ne răspunde, nu ne bagă în seamă, că el e Dragnea și el nu trebuie să răspundă. Încă mai e lider. Încă mai e lider. Mă întâlnesc cu mulți de primari, consilieri PSD, care îmi spun, da, știu, dar eu nu pot să vă ajut public pentru că imediat mă sună de la Ministerul Dezvoltării și îmi zice, s-a terminat, ți-am tăiat programul pe PNDL sau nu-ți dau bani pentru nu știu ce. Dezavantajul e mare. De aceea, din ce înseamnă partide noi, sigur, USR-ul e deja în Parlament, probabil, însă mă uit la domnul Ciolo și eu nu înțeleg, văd procente în sondaje, dar nu are filiale. Nu. Eu am învățat că o armată politică fără lideri ia rezultate proaste, dar lideri fără o structură politică iarăși nu pot să existe, așa încât, dincolo de leadership, la Pro-România batem județ de județ și construim structuri. Ce scor își propune Pro-România pentru europarlamentare? Vreau să fim optimiști și realiști în același timp, în jur de 10%, cred că putem să luăm 3 mandate. Cel mai important este însă dacă cei 3, 4, 2, câți ori fi, dacă merg în Parlamentul European, nu doar pentru un salariu care altfel e bun și pentru, știți cum, 5 ani de liniște, și dacă cei pe care îi trimitem, și așa cred că va fi, nu vorbesc română foarte bine, vorbesc engleză, franceză, sunt deja cunoscuți. Pentru că altfel când te duci la primul mandat, la Bruxelles, îți ia niște ani ca să începi să înțelegi despre ce e vorba. Vorbesc de oameni care au experiență, care au contacte pe plan european, care pot să fie în comisiile, în grupurile de lucru, într-adevăr să aibă o voce importantă. Și să dezvoltăm genul ăsta de politică, care acum, cel puțin în 2018, a rămas la nivelul ăsta. La Bruxelles, la Strasbourg, nu existi, nu contezi, nu ai nicio poziție, nu ai nicio valoare, nu te bagă nimeni în seamă. Vii acasă, te duci la televizor și începi să țipi. M-am luptat pentru români. Am văzut, doamna prim-ministru Dăncilă zice că s-a luptat pentru românii din Marea Britanie, să nu fie afectați de Brexit. Întrebarea mea este... cum te-ai luptat, doamna prim-ministru? Dă-mi și mie ce ai obținut, nu știu, o hârtie, un angajament, o declarație a doamnei mei, primul ministru, în care zice românii nu vor fi afectați de Brexit. Aia că vii tu și spui la Antena 3, m-am luptat, ok, problema e că nu se întâmplă nimic. De aceea sper ca cel puțin cei pe care Pro-România îi trimite la Parlamentul European, nu doar cunoscând proceduri, oameni, să poată să facă lucruri eficiente. Uitați, vă dau un singur exemplu. Se decide în perioada președinției României viitorul buget european. Dar noi nu avem unul deja. Adică... noi nu avem buget național. Dar e vorba de bani pentru România. Corina Crețu, Digi Regio, a propus o creștere cu vreo 10% a ceea ce am primit în perioada anterioară. Ceea ce e extraordinar, mai ales că n-am prea cheltuit din ei. Întrebarea este, cine din România poate să negocieze cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, cu celelalte state membre, ca această propunere a Digi Regio, a Corinei Crețu, să rămână în practică? Nu știu, nu o văd nici pe doamna Dăncilă, nu văd nici pe Teodorovi sau pe altcineva capabil să discute cu 26 de alți prim-ministri, ministri, cu Parlamentul European, și să asigure pentru 2021-2028 această finanțare pentru România. Astea sunt lucruri concrete, nu sunt foarte spectaculoase ca certurile politice de zi cu zi, dar de fapt astea contează pentru viitorul și dezvoltarea României. Are pregătită Pro-România o listă pentru europarlamentare, cu candidați? Cu siguranță m-am gândit și am vorbit cu niște oameni. Altfel nu veneam să povestesc în fața dumneavoastră să fac un portret robot și după aceea să apară așa cu 3 oameni de care n-a auzit nimeni. Vreau să fim pregătiți cât mai curând cu acești candidați și, repet, nivelul lor de pregătire și de recunoaștere europeană, din punctul meu și al nostru de vedere, va fi cel mai important. Dumneavoastră veți candida? Voi fi locul 1 pe listă, pentru că
este încă o diferență de notorietate între mine și partid. Știți, uneori e amuzant, sunt mulți oameni care mă opresc pe stradă și îmi zic, domnul Ponta, vă votăm, gata, pe dumneavoastră, pe PSD. Și zic, nu, stați un pic, nu, că PSD, Dragnea, știți? A, nu, pe Dragnea nu-l votăm. Bun, atunci, și o să fiu locul 1 pe listă, pentru că vreau să atrag și partea de notorietate și vreau să și legitimez, să spun, cei care sunt după mine sunt niște oameni pe care eu îi garantez până la urmă, însă nu voi merge la Parlamentul European, vor merge cei de pe locul 2, 3, 4. Nu că nu mi-ar plăcea, e un loc frumos, dar cred că e nevoie să stau în Parlamentul de la București și să fac aici ceea ce am de făcut. Doamna Corina Crețu, că tot ați adus-o în discuție, ar putea să se regăsească pe această listă. De însă mi-amintesc că a și spus că va lua o decizie în urma atacurilor venite din PSD la adresa dânsei chiar luna aceasta. Cu siguranță că atunci când va lua o decizie o va anunța, ia, eu nu vreau să vorbesc eu în numele ei, dar vreau să vă spun un lucru. Evident că mi-aș dori, știți cum e, ca la fotbal, cine nu vrea să vină un jucător foarte bun la el în echipă. Mi-aș dori să fie Corina Crețu candidat al Pro-România, pentru că nu prea avem mulți oameni, să știți, care să fi stat, în primul rând, bun, a lucrat ca și consilier prezidențial și a avut experiențele de atunci. Dar din 2006, dacă nu mă înșel, Parlament European, Comisar European, nu avem români care să fie atât de cunoscuți, care să cunoască atâta lume, și care să aibă un mandat de succes. Nu sunt critic la adresa domnului Cioloș, pur și simplu nu știu cât de mult în mandatul anterior a performat ca și comisar pe agricultură sau cât de mult. Dar de Corina Crețu știu sigur că la Digi Regio, la dezvoltare regională, a avut rezultate bune. Iar despre România, eu pot să vă spun cu cifre, vi le confirmă și Teodorovic, dacă îl lasă Dragnea. Din 2014, de când ea a devenit comisar european și cu o echipă de români în jurul ei, noi am ajuns cu gradul de absorție, pornisem la 7% și am ajuns la 92%. În bani, asta înseamnă 10 miliarde de euro în plus, bani intrați în România. Păi știți câți români ne-au adus României înapoi 10 miliarde de euro? Eu știu români care au furat din România bani, care au plecat cu banii. De la Corina Crețu, nu de la ea, de la Comisia Europeană, dar cu sprijinul ei și cu activitatea guvernului, s-au adus acești bani. Anul ăsta, 2018, a fost un an slab, foarte multe proiecte întârziate, și 2019 stăm și ascultăm acest discurs care mie mi se pare nu doar populist, dar mi se pare absolut irresponsabil. N-avem nevoie de bani de la Uniunea Europeană, las că facem noi parteneriat public-privat cu... Eu știu ce înseamnă parteneriat public-privat. Ce privat? Că nu e vine o fundație non-profit. Orice privat vine, bagă niște bani și vrea să-i scoată. Păi deci noi nu luăm banii nerambursabili de la Comisia Europeană să facem spitalele, cele 3 spitale regionale. Sau să facem autostrada Iași-Târgu Mureș, că vine Vâlcov cu niște privați. E o minciună. În primul rând că nu vin acei privați și în al doilea rând, dacă vin, vor să-și ia banii înapoi. De unde și iau? Nu și iau de la Vâlcov. Și iau de la dumneavoastră, de la mine, de la cei care folosim spitalul sau autostrada. E o gândire pe care eu nu reușesc să o înțeleg altfel decât prin chestia aia, domne, banii europeni nu-s buni că nu poți să-i furi. Ceea ce e foarte rău. Când ați vorbit ultima oară cu doamna Corina Crețu? De sărbători. Ne-am auzit, ne-am făcut urările de rigoare și... Ați discutat și despre o eventuală retragere a dânsei din PSD și aderarea la Pro-România, de ce nu? Nu e niciun secret, repet, faptul că până la urmă eu am propus-o pe Corina Crețu ca și comisar european și mă mândresc cu lucrul ăsta, am avut un lucru bun. Am avut și mână bună la propunere, am avut și mână proastă la alte propuneri, dar în cazul ăsta am avut mână bună. Dar, repet, când va lua decizia, o va anunța chiar ea. Nu vreau să vorbesc în numele altcuiva. Cât despre alegerile prezidențiale, că vin și acelea. Exact. Da. Și a stabilit Pro-România o strategie? Strategie, da. Credeam că mă întrebați dacă și-a stabilit candidatul, că v-aș fi răspuns nu, pentru că avem de stabilit strategia. Haideți să vă explic foarte pe scurt, așa și pe înțelesul tuturor. Eu cred că în acest moment există un blat politic, dar vreau să explic, nu în sensul că, domne, se întâlnește Iohannis cu Dragnea, beau cafele și aranjează.
n-au nevoie, eu cred că nu discută. Dar pentru domnul Iohannis, logic, cinic vorbind, care e cel mai bun contracandidat? Dragnea, că sigur îl bate în turul 2, va fi ca la Iliescu cu Vadim, știți cum? Sau ca la Macron cu Le Pen. E simplu, e un calcul pe care cred că îl fac consilierii domnului Iohannis, spun, domne, roagă-te să candideze Dragnea contra ta. Dragnea, în partea cealaltă, zice, domne, eu pe mine ce mă interesează, că eu n-ajung președinte oricum prin vot, dar mă interesează să nu crească nimeni în jurul meu, să nu cumva, Firea, pac, a dat-o afară, Andronescu, a cumpărat-o cu o funcție, Tăricianu i-a zis, trebuie să avem candidat comun, dar PSD, deci pe Dragnea îl interesează să omoare tot în jurul lui, se duce, ia bătaie de la Iohannis, o să spună că l-a bătut statul paralel, Soros, nu contează, între timp însă, prin Curtea Constituțională în special, concentrează, practic, îl lasă pe Iohannis doar cu forma prezidențială. Ea cam luat toate puterile, au mai rămas două domenii ale țării pe care încă nu le-a luat Dragnea, că a luat Guvernul, Parlamentul, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, au mai rămas justiția pe care bătălia, vedeți că este cea mai sângeroasă acum, cine pune procurori, șef, Curtea Supremă, și au rămas cele două servicii de informații, unde anunțase anul trecut Dragnea că vrea să schimbe legea, să le ia la el, s-a mai oprit, cu siguranță va continua această bătălie. Eu ce vreau să spun? Pentru România, să rămânem în acest blat, am explicat ce înțeleg prin blat. Iohannis, cel vreau pe Dragnea, că sigur câștig. Dragnea zice, vreau să candidez eu ca să nu crească nimeni în jur. E un lucru foarte rău. Și atunci soluția, din punctul de vedere al meu și al Pro-România, și am discutat cu Daniel Constantin, cu Sorin Câmpeanu, cu ceilalți din jur, și am zis, domnule, hai să facem o chestiune. Hai să căutăm, așa, în lume, dintre cei care sunt deja cunoscuți și care au o anumită intenție de vot și notorietate. Haideți să avem toți cei care suntem de centru, centru-stânga, să căutăm un candidat pe care să-l susținem și care cu siguranță, dacă va candida și îl susținem toți, va intra în turul 2 cu domnul Iohannis. Nu știu dacă îl bate sau nu îl bate pe Iohannis, dar cu siguranță în acel moment România intră totuși într-un echilibru și mai ales pui bazele la ceea ce mie mi se pare mai important. Mie nu mi se pare atât de important cine e președintele României, mie mi se pare mai important din 2020, când vine nota de plată pentru toate minciunile, prostiile și hoțiile făcute de Dragnea. Deci când vom intra în criză, ca să vă spun direct, e foarte important cine va guverna. Ori fără un președinte care să te ajute, fără un guvern competent, vom suferi toți. Și numai cu asta mă ocup de la acest început de an, să găsim acest candidat, să conving pe toată lumea să-l susținem. Am în acest efort avantajul că știu ce înseamnă candidatura. Am fost și în campania lui Adrian Năstase și al lui Mircea Joan, am candidat eu. Deci am experiența legată de acest tip de alegeri și experiențe pozitive și negative. Și necandidând, eu nu le spun, haide, susțineți-mă pe mine, nu sunt subiectiv. O să fiu obiectiv, o spun, domnule, după părerea mea, X sau Y are șansa cea mai mare, hai să ne strângem toți și îl băgăm în turul 2, știți care e modelul? Modelul de la primărie cu Sorin Oprescu. Când PSD a mers cu un candidat greșit, dar a mers cu candidatul său, eu atunci l-am susținut pe Sorin Oprescu, deși eram membru PSD. Și a intrat în turul 2 și l-a și bătut pe Vasile Blaga. Cam asta e strategia la prezidențiale. Deci, practic, veți purta discuții și cu celelalte partide. Voi purta discuții. Bun, PNL-ul va susține pe domnul Iohannis. Probabil că și USR-ul. În schimb... Cu domnul Cioloș. Nu, eu nu cred că va candida Cioloș la prezidențiale, dar asta o să vedem. Eu voi discuta cu toți ceilalți care nu au deja un candidat Iohannis și cu toți cei din PSD care spun, dom'le, ok, noi suntem PSD, suntem social-democrați, dar nu putem să mergem cu Dragnea. Nu putem, ne facem de râs. Este evident că nu vor să voteze oamenii. Asta vă spun primari, vă spun parlamentari, PSD, dom'le, să nu apară Dragnea la mine în județ sau în localitate, că pierd alegerile. Da, să nu fie. Să-mi dea bani, să ok, dar să nu apară că lumea nu-l place. Nu e o acțiune ușoară, dar eu cred că sunt șanse să susținem un candidat cu adevărat de centru stânga pro-european, foarte important, pentru că Dragnea acum este un candidat tip Vadim Tudor. El a preluat cu totul discursul naționalist, socialist, șovin, anti-european. Ori eu nu vreau să ajungem, l-am zis, la alegerea din 2000 sau la alegerile din Franța, când votez pe cineva doar ca să nu iasă altcineva.
alt argument nu există. Da, acum dacă ar fi, spre exemplu, în turul 2, să rămână domnul Iohannis cu domnul Dragnea, pro-România ce ar vota? Păi pro-România se luptă să nu ajungem la acest tur 2, pentru că noi, eu și colegii mei, nu vrem să-l votăm nici pe domnul Iohannis, căreia nu-i port vreo ranchiună personală. Cred că a fost un președinte mult prea detașat, mult prea comod, mult prea slab pentru un adversar ca Dragnea. Am văzut că în ultima perioadă s-a trezit, adică știți, cel puțin declarativ, la nivel declarativ. Da, dar totuși multă lume mă întreabă, dom'le, dar pai zi ce a făcut rău Iohannis? Păi uite, a făcut că a numit-o pe Dăncilă, știind cine este Dăncilă, că de fapt e Dragnea. După ce de două ori ai numit premier PSD, foarte corect prima dată, mi s-a părut normal, a câștigat PSD-ul alegerile, era normal să l-ai numit pe Grindeanu. L-ai lăsat pe Grindeanu din brațe, l-ai pus pe Tudose. A căzut și Tudose. Chiar trebuia să aveai dreptul, nu să impui tu un alt premier, dar să spui, dom'le, dați-mi un premier care stă pe picioarele lui, care într-adevăr reprezintă ceva, nu o marionetă a lui Dragnea. Toate bătăliile, eu iarăși nu înțeleg, deci... De ce respingi miniștrii? De ce pe unii primești? De ce unii sunt buni? Adică, dincolo de faptul, ok, hai că îl mai enervez pe Dragnea. Nu e un adversar, pentru e un adversar slab pentru Dragnea. Și eu cred că putem să sprijinim un adversar mai puternic. Dacă mă întrebați acum un an pe vremea asta, v-aș fi spus fără ezitare că îl susțin pe Călin Popescu Tăriceanu, Cesar. Acum însă, cu cât stă mai mult prins de Dragnea, cu cât e mai mult șantajat, ați văzut cu dosarul de la Senat, trebuia să dea votul la Senat de două luni, nu? Și Dragnea îl ține. Păi el ține, Dragnea îl ține, alo, nici ceva, Călin, fii atent că îți dau, votez nu știu cum la Senat. Cu cât se lasă mai mult șantajat, cu cât tace mai mult din gură la niște măsuri complet antiliberale. Păi, Călin Popescu Tăriceanu, ca premier, este cel care a adoptat legea privind pilonul 2 privat de pensii. O lege foarte bună, apropo. Eu cred că trebuie să avem pensii administrate privat. Să taci din gură când vine Dragnea și îl distruge, e o greșeală. Deci, l-aș susține în continuare pe Tăriceanu. Dacă ar fi candidatul coaliției, l-aș susține? Dacă nu ar mai fi, nu s-ar mai lăsa șantajat și murdărit de Dragnea. Pentru că Dragnea are tot interesul să-l tragă cu Tăriceanu cu el în mociri. La azi ne luptăm cu Uniunea Europeană, hai să ne luptăm cu băncile. Eu îl cunosc pe Tăriceanu, nu cred că este anti-bănci, anti-firme, anti-companii. Nu mi-a creat impresia asta niciodată. Dimpotrivă, mi se pare că are vederi liberale în economie. Să te alături cuiva care are un discurs asemănător, nu cu Victor Orban, că lumea îl compară pe Dragnea cu Victor Orban, că e mini Orban. Nu, e cu Hugo Chavez. Numai ăla zicea că sunt răi capitaliștii ca să fure el și cu ai lui companiile de stat, până le-a băgat pe toate în faliment. Deci asta, așa văd scena politică pe zona prezidențială. Și cred că avem un obiectiv important, să construim un contracandidat serios, credibil, pro-european, al lui Klaus Iohannis. Un contracandidat pentru Klaus Iohannis și lui Klaus Iohannis ar prinde bine să aibă un contracandidat de bun simț. Îl are pe Dragnea, nu are cum, nici nu pierde adevărat, dar nici nu are cum să performeze, să se gândească de fapt la cei cel mai greu lucru pentru Iohannis. Ce vei face când vine criza? Faci ca Băsescu, ești la televizor și tai tu salarii, pensii, sau ești capabil să construiești un guvern, nu neapărat guvernul tău, cum a fost cu Cioloș, că uite, a fost o experiență proastă, ci un guvern de oameni capabili să guverneze România într-o perioadă de criză care nu dacă vine. Singura întrebare este când vine. Pentru că pe ceea ce face guvernul Dăncilă acum, sapă cu excavatorul la criza care vine. Asta face guvernul. Rămânând în zona aceasta a prezidențialelor, astăzi, cel mai recent sondaj vorbește despre candidații la prezidențiale, posibilii candidați la prezidențiale, iar, bineînțeles, pe locul întâi se află domnul Klaus Iohannis, 34%. Normal. Facem o paranteză. L-am întrebat pe domnul Chiriacu, care am o relație civilizată. La ce folosește povestea asta ta, că nu intră, nu știu, el faci fericit pe Dragnea sau care e ideea? E o poveste, domnul Iohannis intră în turul 2. A, că nu poate fi bătut, poate fi bătut în turul 2,
dar nu de Dragnea, categoric. Surpriza însă este, vă rog, aici, pe locul 2 ar fi domnul Tăricianu cu 13,9%. Așa mare surpriză, da. Iar pe locul 3 dumneavoastră cu 12,7%. Deci asta, cum vi se surpriză, par aceste cifre? Am văzut și eu sondajul înainte să intrăm în emisiune și mi se par niște cifre rezonabile, raționale. Mai era acolo o întrebare legată de faptul pe cine ați vrea, era probabil pentru PSD-iști întrebarea. PSD-iști. Eu nu mai sunt în PSD, deci nu, dacă întreba pe PSD-iști, poate spuneau că pe Ponta, da? Dintre membrii PSD, și acolo era firea la foarte mare diferență de Dragnea, nu? 40% chiar. Bun, 40%. Deci se confirmă ceea ce v-am spus eu. Dacă va fi Tăricianu, dacă va fi firea, dacă va fi altcineva, eu nu voi fi candidat, așa că scoteți-mă de acei 12,9. În primul rând că mă onorează și în al doilea rând contează, nu? 12,9. Dacă va fi Tăricianu, dacă va fi firea, dacă va fi un alt candidat de centru, liberal, social-liberal, pro-european, poate să intre în turul 2 cu domnul Iohannis, să-l scoatem pe Dragnea cu cei 5% sau cât are, 7-10 cât o avea, care are însă, într-adevăr, are o structură, are un aparat de partid. Are cei mai mulți bani, în primul rând, și îi folosește. În al doilea rând, are un aparat de partid. PSD-ul e totuși cel mai performant aparat politic din România. Are, cumpără presă, cumpără voturi, dar nu intră în turul 2, Dragnea. Și atunci îl voi susține pe acel contracandidat al domnului Iohannis, care intră în turul 2 și care îl scoate pe Dragnea. Și care intră în turul 2. Și mi se pare că e o variantă, oricare din variantele pe care le-ați mai spus, sunt variante oricum mai bune decât să mergem pe discursul ăsta iliberal, național, socialist, populist, de care Dragnea nu se mai poate depărta în acest moment. A deviat la un moment dat, după care acum s-a dus cu totul în vadimism, cu două mari diferențe. Nu cred că a citit în toată viața câte cărți a citit Vadim Tudor într-o lună. Și doi, Dragnea nu crede în nimic, el nu are o ideologie, el nu-i de stânga, de dreapta, de cum să fii socialist cu casă în Brazilia și cu insulă și casă și să faci toate, stai la Scroviștea și la Neptun. Nu are o gândire ideologică, ori asta se și vede în cifrele respective. Eu acum mă uit la cifrele prezentate în sondaj și îmi dau seama, interesant, că dumneavoastră, alături de domnul Tăricianu, spre exemplu, da, ați avea mari șanse la prezidențiale. Păi nu putem să candidăm amândoi. Nu, dar mă gândesc la o alianță. De ce nu? V-am spus, n-aș avea niciun fel de reținere să-l sprijin pe domnul Tăricianu. În primul rând pentru că m-a sprijinit în 2014, în al doilea rând pentru că avem o relație civilizată, normală, și pentru că îl consider un om experimentat și matur și echilibrat. Dar atâta timp cât nu se desprinde de Dragnea, nici eu, nici foarte mulți ca mine, nu-l vom putea susține. Care este candidatul PSD, din punctul dumneavoastră de vedere, cu cele mai mari șanse să-l bată, de ce nu pe Iohannis? Din partea PSD? Din partea PSD. Gabriela Firea, bineînțeles. Putea fi Caterina Andronescu, dar știți cum? N-a jucat la miza mare a prezidențialilor, s-a mulțumit cu o miză mică și s-a terminat. Dacă ar fi doamna Corina Crețu, spre exemplu, ce șanse credeți că ar avea? Corina Crețu, cred că, și am făcut niște cercetări, nu vă ascund acest lucru, este în continuare văzută la nivelul opiniei publice din România ca cel mai performant român care a fost într-o funcție la Bruxelles. Cât de mult se poate translata acest lucru la scena națională, e o întrebare bună, nu știu. Oricum, cu siguranță Corina Crețu ar putea să candideze și la prezidențiale, însă important este cum folosește această imagine extrem de pozitivă. Plus că Iardelean, că e din zona aceea, a avut tot timpul aceleași vederi politice, dar nu-mi dau seama, știți cum, bătălia internă totdeauna e un pic diferită de cea europeană. E mai aprigă. E mai urâtă, e mai murdară, e mai, știți, și mai, plus că e femeie, iarăși. Nu-mi dau seama cât funcționează în continuare misoginismul în România. Dar uite, doamna Gabriela Firea, spre exemplu? Eu aș vota o femeie președintă fără nicio ezitare, că e femeie. Sigur,
calitățile profesionale, morale contează. Dar faptul că e femeie sau bărbat nu fac parte din generația care zice că nu, femeia trebuie să stea la cratiță. Nu. Dar nu-mi dau seama la nivel național dacă totuși... Da, Gabriela Firea a câștigat într-un oraș, Bucureștiu, care, dacă vă uitați la produsul intern brut, dacă vă uitați la... avansează la fel cum avansează Clujul, Timișoara, Oradea, la nivelul întregii țări, oricum, va fi un moment important. Dacă în această toamnă vom avea o femeie candidat la funcția de președinte, o femeie, vorbesc cu șanse, Gabriela Firea, Corina Crețu, va fi important de văzut cât va funcționa acest misoginism sau conservatorism care încă există în societatea românească. Vreau să rămânem în zona aceasta a cifrelor și să vorbim puțin și despre bani. Uf, ăla e cel mai rău lucru. Speram să mă întrebați de partea cu bugetul și să explic ce se întâmplă, de fapt. Deci, noi trebuie, practic, să stabilim bugetul Uniunii Europene. Adevărat. Să negociem, să coordonăm negocierile. Exact. Dar nu avem un buget al nostru. Cum s-a ajuns în situația asta? Sau cum vedeți? Haideți să vă spun cum s-a ajuns în situația asta, pentru că mulți oameni au fost sărbătorile, n-au înțeles. Unii ziceau ceva, alții ziceau altceva. În septembrie, ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, eu în continuare, vă dați seama, am o mulțime de oameni care au lucrat în guvern, în finanțe, și care îmi spun datele. Și am învățat să lucrez cu date, pentru că cel mai greu moment ca prim-ministru, să știți că e atunci când faci bugetul. Că nu reușești niciodată, n-ai bani pentru toată lumea. Educația vrea mai mult, sănătatea vrea mai mult, agricultura, nu poți să zici, nu dau acolo, dau dincolo. E momentul cel mai greu. Și chiar mi-am făcut lecțiile și mulțumesc lui Florin Georgescu pentru faptul că mi-a fost cel mai bun profesor. Și el și Liviu Voinea și Daniel Dăian, oameni care cu asta s-au ocupat și în care am încredere. Și în septembrie eu m-am uitat și am văzut cifrele și am spus, vedeți că cheltuiți mult mai mult decât încasați. E ca la o familie, dacă tu ai salariu 2000 de lei și cheltui 3000 de lei, e o problemă. E o problemă. De unde le acoperi? Și atunci au mințit. A fost prima minciună. A ieșit domnul Todoru și a zis, nu e adevărat, facem o rectificare pozitivă. Mă, cum fac rectificarea pozitivă? Și am înțeles imediat. Au umflat veniturile, au zis, în noiembrie, decembrie o să încasăm o groază de bani și n-au încasat în noiembrie și decembrie. Au încasat bine, dar n-au încasat cât au mințit ei. Și a venit sfârșitul anului. Nu poți să te închizi la sfârșitul anului. A venit domnul Vâlcov, care e un oltean șiret, așa o spun eu, care deputat de Gorj. Și a zis, am făcut 2,92 pe cash, nu? Sperând că, sigur, oamenii nu știu ce înseamnă pe cash. Înseamnă ce ai plătit efectiv, dar nu înseamnă ceea ce ai de plătit. Dacă au avut constructori pe care trebuiau să plătească în decembrie, nu i-au plătit și atunci nu ți intră pe cash, dar ți intră pe ESA, pe sistemul european. Dacă ai avut de dat prime, nu le-ai dat, le dai în ianuarie, ți intră pe anul următor. Deci nu pe cash, n-ai nicio importanță pe cash cât ai plătit. Contează ce ai de plătit cu adevărat ca datorii. E foarte clar, când îți crești încasările cu 14% și cheltuielile cu 20%, n-ai de unde. M-am uitat și pe cifrele brute. În 2017, deci nu acum 100 de ani, era deficitul 10 miliarde în noiembrie, acum 26 de miliarde. De 16 miliarde de lei, 5 miliarde, 4 miliarde de euro, în plus cheltuieli pe care n-ai de unde să le acoperi. Cum se acoperă chestiile astea? Ori tai cheltuielile, dar n-ai de unde, că tai pensii, salariile, au înghețat salariile și pensiile, ceea ce eu, dacă mi-arătați unde scrie în programul de guvernare al PSD, ăla pe care Dragnea zicea că e Biblia, că îl respectăm la virgulă, dacă mi-arătați unde scrie că se îngheață pensiile, salariile la 1 ianuarie, îl mănânc eu. N-au zis, minciună mare. După aia a zis doamna Dăncilă la investirea în Parlament, vă aduceți aminte fraza, cred că o scoateți de pe PS News. Cât sunt eu prim-ministru, nu se introduce nicio taxă. Așa e, nu s-a introdus una, s-au introdus vreo 6. Și tot nu reușesc să închidă cifrele. Pentru că probabil niște funcționari, cum a fost șeful ANAF pe care l-au dat afară. De ce l-ai dat afară pe Mișa și ai adus o doamnă care n-a lucrat niciodată în ANAF? Că probabil Mișa nu vrea să semneze. Au mai făcut ceva. În ordonanță au pus că nu mai semnează primul ministru și ministrul de finanțe pe propria răspundere că datele sunt corecte. Eu am semnat de fiecare dată la buget, eu și cu cine era Florin Georgescu, Ioana Petrescu sau Tădorovici, am semnat. Datele pe care le punem la dispoziția Parlamentului, răspundem pentru ele. Acum au scos, nu mai nu trebuie mai să mai... să-și asume. Păi asta știi, adică ei știu că o să mintă și nu vor să semneze un act.
Nu se împacă aceste lucruri, toate aceste promisiuni. Ai tot mărit toate pensiile, toate salariile, toate ai aruncat cu bani în toate părțile, cu ceea ce încasezi. 2019 va fi și mai rău. De ce? Pentru că n-au cum să strângă punga, știți, în 2019, că e an electoral. Va veni o criză? 100% vine o criză pur românească. Nu știu, să vedem când vine cea internațională. Dar cea pur românească vine de la faptul că nu poți să tot consumi, să tot cheltui, fără să ai o anumită logică și în zona de investiții și în zona de susținere. Apropo de taxele astea, că toată lumea m-a întrebat, dom'le, dar ce ai, ții cu băncile? Sau cu... Nu țin, dom'le, țin cu oamenii. Știți de ce? Banca, ce credeți că o să facă banca? O să dea faliment pentru, de dragul nostru? Nu, o să pună la creditele, la persoane, la firme, condiții și dobânzi mai mari. Companiile de telefonie o să se închidă? Nu o să se închidă, doar că o să pună în factură taxa lui Teodorovici și a lui Vulcov, o să ne pună nouă în factură, o să plătim telefonul mai mult. Energia, credeți că o să se închidă? Nu o să se închidă. O să plătim la căldură, la energie electrică mai mult. Deci ce taxe sunt astea în care tu zici la televizor că te luți cu capitaliști, cu bănci, dar de fapt ne fur nouă banii din buzunar. Că o să dea, nu o să dea, nu o să vină cu bani de acasă firmele respective, ci o să le pună mai departe în facturi. Asta vă spune cineva pățit. Știți că eu învăț din greșelile mele, nu sunt așa deștept să învăț din alaltora, nu ți-e. Țineți minte, când am pus supraacciza aia, am avut o idee bună, zic eu, să punem ceva la carburant, să construim autostrăzi. Dar am pus-o azi, la ora 24, eram prețul de la carburant. Și oamenii pe bună dreptate au zis, băi, Ponta, vezi că tu de fapt ai pus-o pe noi, n-ai pus-o pe Petrom, pe Lukoil, pe... Și a, da, așa e, hai să o scoatem firar, să fie... Nu mai știu, a venit Teodorovici la un moment dat cu povestea aia să impozităm bacșișul. Țineți minte? Da, da. Era foarte fericită. Eu i-am zis, bine mă, Eugen, hai să facem cu bacșișul, cum zici tu. A ieșit o halima, toată lumea ce nume, vedeți că nu mai știm cum luăm, nu mai înregistrăm nota. Ce să... dăm, și am zis, băi, decât să o ții ca, știți, ca prostul cu capul înainte, zici, scuzați-mă, am greșit și bă, ce mă sperie pe mine? Că i-am urmărit pe Vulcov, pe Teodorovici și pe... Dom'le, ei nu greșesc niciodată. Dacă au dreptate întotdeauna. Au dreptate și dacă le spui, dacă, nu știu, părerea ta, totuși eu cred că mă pricep cât de cât la bugete, ca să zic. Este securist, este cu Soros, e cu statul paralel. Bă, voi sunteți nebuni, nu vreți să ascultați, în primul rând n-ați întrebat pe nimeni. Dacă vine Florin Georgescu și vă spune că nu-i bună taxa aia, Florin Georgescu nu-i iubitor de bani. Dar dacă el vine și vă spune, nu vă gândiți totuși, poate are dreptate. Dacă vin și vă... Nu te-ai sfătuit cu absolut nimeni. Cu Coaliția pentru Dezvoltarea României, cu Consiliul Investitorilor, cu Consiliul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Am vorbit cu Florin Jeanu, care mi-a zis, domne, știi ce se va întâmpla cu creditele? Păi cei mari o să-și ia în continuare credite. Că vă spun eu, la OMV o să-i dea în continuare erste. Dar noi ăștia mici o să ne ducem la bancă și o să ne dea pe ușa afară. Ia plecați, mă, că vouă nu vă mai dăm. Deci să nu gândești niciodată, să nu faci... astea sunt echilibre economice pe care România și le-a construit cu greu din 2012, aș spune chiar 2011, ca să fiu sincer, că și în 2011, Boc, după ce a început și el să facă 2012, 13, 14, 15, 16, 17 și în 17 a venit aia cu mica reformă care a ieșit o nebunie, 18, până la urmă, dacă nu astăzi sunteți investitor, aveți o firmă românească, străină, ce-o fi... Și de fiecare dată în decembrie vine guvernul, dă o ordonanță și vă schimbă tot sistemul. Ce ziceți? Băi, mă duc în Bulgaria, nu? Sau în Serbia, sau în altă parte, că ăștia sunt nebuni. Nu sunt în stare să lase o reglementare fiscală să funcționeze. Care? Asta ne afectează pe termen lung și discursul ăsta populist mă deranjează foarte tare. Firmele, mult... Eu am spus un lucru cât eram prim-ministru în care cred și îl spun și azi. Orice firmă care vine în România și creează un loc de muncă, eu îi sunt recunoscător. De ce? În primul rând că dă un salariu, nu? Unui om care poate mai are încă doi copii și în al doilea rând pentru că îmi plătește contribuții, sănătate, șomaj, pensie. În al treilea rând pentru că comandă la o altă firmă, că nu poți să lucrezi singur. În al patrulea rând pentru că acel angajat se duce și cumpără din supermarket. Cum să te lupți cu cei care îți creează locuri de muncă și îți... că nu fac, nu plătesc profit, că o să impozităm noi pe nu știu ce profit. Dom'le, dar nu vrei să vezi totuși cât plătesc
contribuții de asigurări sociale, cât plătesc accize, cât plătesc taxe locale. Totuși orașele, comunele mai răsărite se dezvoltă din taxe locale, nu din cele de Dragnea. Că uitați-vă, Tellermanul lui Dragnea nu-i dezvoltat. În schimb, comunele, orașele cu activitate economică se dezvoltă. Discursul ăsta este un discurs, nu e social-democrat deloc, n-are nicio legătură. Este un discurs populist, socialist, de America de Sud, care ne afectează pe termen foarte lung. Domnule Victor Ponta, eu vă mulțumesc pentru prezența. Eu mulțumesc că am vorbit mult așa, dar de început de an. Și vă mai așteptăm cu drag pe la noi și mult succes în acest an de bătălie. Și dumneavoastră să deveniți site-ul de știri numărul 1, am văzut că așa vă propuneți. Noi cu Pro România nu vrem încă numărul 1, dar mai încolo. Mulțumim. Eu mulțumesc.